dacă neglijăm privilegiul de a ne aduna pentru a ne întări și încuraja unul pe altul și pentru a-i sluji lui Dumnezeu, vom suferi pierderi. Adevărurile cuvântului său își vor pierde claritatea și importanța pentru noi. Inima noastră va înceta să fie iluminată și trezită prin influența lor sfințitoare și puterea noastră spirituală va scădea. În relațiile noastre între creștini, pierdem foarte mult prin lipsa de simpatie unul față de altul. Cine se izolează de ceilalți pentru a trăi doar pentru sine, nu se află în poziția în care l-a chemat Dumnezeu. Cultivarea aptitudinilor noastre naturale de a stabili relații sociale ne face capabili să simțim cu alții și constituie mijlocul prin care ne dezvoltăm în slujba lui Dumnezeu. Când creștinii se adună pentru a vorbi despre iubirea lui Dumnezeu și despre prețioasele adevăruri ale mântuirii, inima lor se înviorează și ei se încurajează unii pe alții. În fiecare zi, putem învăța tot mai mult despre Tatăl nostru Ceresc, dobândind o nouă experiență a Harului Său. Ca urmare, vom dori să vorbim despre iubirea Lui, iar inima noastră va fi încălzită și încurajată. Dacă vom gândi și vom vorbi mai mult despre Domnul Hristos și mai puțin despre noi înșine, vom simți mai mult prezența Sa. Dacă ne-am gândit la Dumnezeu, ori de câte ori vedem dovezile grijii sale pentru noi, atunci l-am păstrat întotdeauna în gândurile noastre și am simțit o plăcere deosebită să-i vorbim și să-i aducem laudă. Noi vorbim despre lucrurile trecătoare pentru că ne interesează. Vorbim despre prietenii noștri pentru că îi iubim și împărțim cu ei bucuriile și necazurile noastre. Totuși, avem motive de a-L iubi pe Domnul Dumnezeu infinit mai multe și mai mari decât acelea de a iubi pe prietenii noștri pământești. A-L așeza pe Dumnezeu în centrul gândurilor noastre, a vorbi despre bunătatea lui Dumnezeu și a le spune altora despre puterea Sa, ar trebui să fie pentru noi lucrul cel mai natural din lume. Darurile bogate pe care le-a revărsat El asupra noastră nu ne-au fost date cu scopul de a ne absorbi atât de mult gândurile și iubirea încât să nu mai rămână nimic pentru Dumnezeu. Dimpotrivă, ele ar trebui să ne reamintească întotdeauna de El și să ne lege de Binefăcătorul nostru Ceresc prin legăturile iubirii și ale recunoștinței. Noi ne ocupăm prea mult de cele de jos. Să ne ridicăm ochii spre ușa deschisă a sanctuarului de sus, unde lumina slavei lui Dumnezeu strălucește pe fața Domnului Hristos, care poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El. Evrei 7:25. Trebuie să-L lăudăm mai mult pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Psalmul 107:8. Actele noastre de devoțiune nu ar trebui să constea numai în a cere și a primi. Să nu ne gândim în permanență la nevoile noastre și niciodată la binecuvântările pe care le primim. Noi nu spunem niciodată că am cerut prea mult, dar suntem prea zgârciți atunci când trebuie să mulțumim. Primim fără încetare harul lui Dumnezeu și cu toate acestea, cât de puțină recunoștință îi arătăm, cât de puțin îl lăudăm pentru ceea ce a făcut pentru noi. În vremurile de demult, Dumnezeu i-a poruncit poporului Israel, atunci când se aduna pentru serviciul divin, să mâncați înaintea Domnului Dumnezeului vostru
și să vă bucurați cu familiile voastre de toate lucrurile cu care vă va fi binecuvântat Domnul Dumnezeul vostru. Deuteronom 12:7. Tot ce este făcut pentru slava lui Dumnezeu trebuie făcut cu bucurie, cu cântece de laudă și mulțumire, și nu cu tristețe și pesimism. Dumnezeul nostru este un tată bun și milostiv. Serviciul pe care îl aducem lui Dumnezeu n-ar trebui să fie considerat o activitate împovărătoare și chinuitoare. Pentru noi ar trebui să fie o plăcere a ne închina lui Dumnezeu și a lua parte la lucrarea sa. Dumnezeu nu dorește din partea copiilor lui, pentru care a realizat o mântuire atât de mare, să se comporte ca și când el ar fi un supraveghetor aspru și neînduplecat. Dumnezeu este cel mai bun prieten al lor și, când se închină înaintea lui, el dorește să fie cu ei, să-i binecuvinteze și să-i mângâie, umplându-le inima cu bucurie și dragoste. El vrea ca aceia care sunt copiii lui să găsească mângâiere în serviciul său și să aibă în lucrarea sa mai multe satisfacții decât greutăți. Dumnezeu dorește ca aceia care vor veni să-i se închine să plece înapoi ducând cu ei gânduri prețioase despre iubirea și purtarea sa de grijă, ca să fie astfel întăriți în toate problemele vieții de fiecare zi, să primească har și să îndeplinească în mod cinstit și cu credincioșie toate lucrurile. Să ne îndreptăm atenția spre crucea de pe Golgota, Hristos și El răstignit, să fie subiectul meditației, al conversației și al celor mai alese sentimente ale noastre. Să păstrăm în memorie amintirea fiecărei binecuvântări pe care o primim de la Dumnezeu. Și când înțelegem marea Lui iubire față de noi, suntem dispuși să încredințăm totul în mâna care a fost pironită pe cruce pentru noi. Pe aripile rugăciunii mulțumitoare, inima noastră se poate înălța mai aproape de cer. În curțile cerești, Dumnezeu este adorat cu cântări de laudă și, când îi aducem mulțumirile noastre, serviciul nostru divin se aseamănă cu adorarea oștilor cerești. Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela proslăvește pe Dumnezeu. Psalmul 50:23. Să venim, deci, înaintea Creatorului nostru cu bucurie și adâncă închinare, cu mulțumiri și cântări de laudă. Isaia 51:3.